pentru biserica noastră, pentru că începând de astăzi, Eric Nicolae devine ostaș în urma lui Hristos. De astăzi, Eric Nicolae este creștin ortodox. Iată că Dumnezeu și-a trimis binecuvântarea ta și l-a primit pe Eric Nicolae ca să devină membru viu al bisericii noastre prin primirea tainei Sfântului Botez. Se botează robul lui Dumnezeu Eric Nicolae în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Este taina prin care omul moare împreună cu Hristos și învie împreună cu Hristos. Astfel a lepădat pe omul cel vechi și s-a îmbrăcat în omul cel nou, devenind astfel ostaș în urma lui Hristos. Dumneavoastră, dragi nași, aveți de astăzi o datorie morală față de acest prunc, pentru că ați ales și l-ați primit în Biserica lui Hristos și ați mărturisit în fața Sfântului Altar și în fața preotului, ați mărturisit credința ortodoxă pentru el. Aveți responsabilitatea și datoria morală să-l învățați să crească în spiritul Bisericii Ortodoxe. Și care este spiritul Bisericii Ortodoxe? Dacă ar fi să-l rezum, este cel mai simplu și cel mai frumos. Biserica Ortodoxă sau învățătura Ortodoxă este învățătura iubirii. Învățați-l să iubiască. Învățați-l să iubiască. Dark days when I ran away, you got a hold on me. You got a hold on me. Through the red lights, in the blue eyes, you got a hold on me. You got a hold on me.